Hello, hello, hai că am revenit. Păi, deci, zilele astea suntem la treia zi de epopee clujană. Deci, pentru cei care ați deschis mai târziu YouTube-ul pe canalul meu, fac acest show de dimineață pentru că m-am trezit într-o dimineață. Când mergeam la aeroport, era frig, n-aveam ce să ascult și am zis, fac eu show pentru mine și îl pun online. În fine, și acum vreo două zile, citit niște știri astea amuzante despre Cluj, am făcut un vlog de ăsta de câteva minute în care făceam mișto de miturile clujene și cum e foarte, foarte, foarte fain la Cluj. Băi, s-au supărat clujenii. Bă, băiatule, dar ce s-au supărat? Doamne, 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 și a urmat jihadul clujenilor, răzbunarea în social media, m-au luat toți la înjurături pe aici. Băi, și fiți atenți, deci eu mi-am dat seama, deci, nu vă zic, cea mai tare chestie, acum câteva minute m-a sunat un prieten, deci asta mi s-a părut genial, niște clujeni foarte deștepți, foarte, foarte, foarte deștepți, m-au invitat săptămâna viitoare la o emisiune la Cluj, păi, dar n-am cum, pentru că am deja niște emisiuni programate la București. Și n-am cum să plec, asta e, sorry. Dar vă promit că intrăm prin Skype, prin YouTube, prin ce naiba tehnologia asta de acum, de Facebook, ce naiba am avea, astfel încât să facem emisiune cu mine în direct și voi veni la Cluj când noi putea. Bun, în fine, ăștia care mă înjură pe mine, băi căcatului, băi, băi, așa, sunt genul ăla de oameni cărora trebuie să le explici bancul, mă. Băi, și mă gândeam, știți bancul ăla cu George Bush, Ceaușescu și Ronaldo într-un avion și trebuiau să se arunce avionul în flăcări și vreau să sară cu două parașute, n-aveau decât două parașute? Băi, mă gândeam, deci cum ar fi să intri într-un bar de clujeni supărați, să le zici bancul ăsta? Bă, că ei nu înțeleg, mă. Bă, deci ei nu înțeleg că gluma e o hiperbolă. Este o exagerare a realității, tocmai pentru a obține un efect amuzant. Ba, să râdem, să instrăm, că așa e viața frumoasă. Nu mă, ei sunt serioși, încruntați, mă, țucute, că n-are cum să fie. No. Că nu noi am pus patinoarul ăla, că a fost o firmă din Ungaria, mă. Cred că ne-a sabotat cineva. Bun. Și în fine, imaginați-vă cum intru eu într-un bar de clujeni supărați și le zic, bă, fiți aia, bancul ăla cu, într-un avion, George Bush, Nicolae Ceaușescu și Ronaldo. No, no, n-are cum, mă. Mă, Mihai, mă, tu ești prost, mă, tu ești prost, mă. Mă, și ești urât. Mă, ești urât, se vede pe tine. No, n-are cum că George Bush a fost președinte în America, deci n-are cum și nu mai e președinte. No, deci n-are cum să fie. No, n-are cum. Unie, că dacă nu mai e președinte, ce să caute? Ce să caute? După care ăla tu... No, Ceaușescu? Mă, dar Ceaușescu-i mort, mă. N-are cum să fie bancul Ceaușescu și cu Buș. Păi Ceaușescu-i mort. A, și de morți nu se face bani. Nu se fac bancuri, mă, de morți. Mă, și Ceaușescu a fost om fine, mă. Mă, om fine. Mă, mulți din Cluj s-a construit pe vremea lui Ceaușescu. Mă, și lumea o ducea bine, bine. Că... era locuri de muncă, lumea era fericită, avea servici, nu serviciu, avea servici, mâncare nu prea era, e adevărat, dar parcă nu era nici internetul ăsta, nu era lumea așa dușmănosă, mă, nasul tu, să nu râzi de Ceaușescu. E, și al treilea, Ronaldo, nu are cum, mă, Ronaldo, nu, Ronaldo, mă, băi, nu știu, mă, că Ronaldo are meci, ce să caut el în avion, el nu merge singur cu avion, el merge numai cu echipa, mă. Mă, e o prostie, e o prostie. Mă, ciuma roșie, mă, invidiosule. Băi, stai la București, n-ai bani de duș, mă. Băi, n-aveți apă caldă, tu nu știi ce fain la Cluj. Băi, prostule, ce banc e ăla. Bă, și uite, astea sunt ultimele mele două zile. Întotdeauna, dar întotdeauna va apărea unul care e deștept și care cumva știe la așa ceva pe subiect. În cazul de față, păstrând parabola cu avionul și cu președinții și cu parașutele, vine unul care ori a zburat odată în viața lui, ori un fel de piloțel de ăsta și zice: "Nu, mă, Mihai, mă, eu te respect pe tine. Mă, tu ești pilot. Mă, nu e ușor să fii pilot. Și tu nu ești băiat prost, mă. Mă, tu nu ești băiat prost. Ești urât." No, bun. No, nu are cum că avioanele astea de zboară președinții cu ele, mă, ele zboară foarte sus. Mă, zboară la 11.000 de metri. Mă, și la noi, eu am văzut parașutiști se sare din avion, dar nu așa de sus. Că la noi se sare la dezmir. E foarte fain la dezmir. Poți să sar cu parașuta. E la 1000, poate 2, poate 3000 de metri, maxim, dar de la 11.000. Mă, tu știi ce diferență de presiune e la 11.000 de metri, mă, în aer? Noi, țucutie, că dacă nu am un pic crăpt ușa, nu ți-o smulge, mă, ți-o smulge, nu poți să sar cu parașuta. Ce prostie de bani, nu vreau să știu, mă, bă, lasă-ne cu bancurile astea, că nu-i loc de bancuri aici, mă, e foarte bani. Bine, și asta este problema, deci, pe cuvântul meu, râdem, glumim, dar bă, să ajung să vă explic glume, mă, nene. Și atâta dușmănia ta, ura ta, încrâncenare. Bucurați-vă, mă, de viață. Lăsați frustrările astea freudiene. Pentru că
De exemplu, uite, și acum vorbesc foarte, foarte, foarte serios. Deci, băi, clujeni, mândri că sunteți clujeni și că eu sunt urât și prost și ciumaroșe și n-am apucat să fac duș la București. Păi, fiți atenți, voi aveți o situație la Cluj, se numește Patarât. Păi, uite, cum sunteți voi așa deștepți și smart people în smart city, o să vă rog eu să rezolvați problema aia cu Patarât. Și cu oamenii care trăiesc acolo, se spune Dallas acolo. Și când rezolvați problema aia care este o pată uriașă pe obrazul, nu al Clujului, al României, eu vin la Cluj, facem poze, ne distrăm, facem mișto de mine, că eu sunt primul care face mișto de mine, vă pup pe toți pe frunte și viața e frumoasă. Da? Bun, acum că am terminat cu chestiile astea serioase, să nu mai cer pe nimeni, m-a certat una mai devreme. Doamne, dar ce m-a certat? A scris, uitat articolul pe Facebook, că Mihai, că n-a avut succes cu Haikyuu, că n-a avut succes la fete în Cluj. Așa e, bă, n-am cunoscut o fată în Cluj. Deci, niciodată, foarte cu minte a fost. Așa. Că n-am avut concerte, că câte și mai câte, că sunt invidios, că asta e treaba. Bun. Și își dă seama că eu vreau să fiu influencer. Păi da, și care e faza? Eu nu vreau să fiu mai influencer. Ei mi-a vorbit nici de influencer. Păi știți de ce? Pentru că eu v-aș influența să gândiți, mă. Asta aș vrea eu să vă influențez. Adică să, cumva, eu să vă ridic aici zi de zi niște probleme care în mințile voastre, bă, să nască niște întrebări. Pentru că întrebările pornesc un proces cognitiv acolo, știi? Adică de la Descartes încoace a zis dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo deus est. Asta trebuie să căutați și vorbim data viitoare. Deci acel dubito, dacă eu pot să vi-l bag în căpuță acolo, măcar o întrebare. Bă, m-aș bucura să vă influențez. Dar voi sunteți atât de supărați și atât de neobișnuiți să gândiți, încât în momentul în care orice idee contravine credințelor voastre aproape absurde, bă, voi scuipați ură și înjurați. Ia, să vă ia dracu, ia, căcatule, nenorocitule, ciumaroșie, ai căzut în cap cu bicicleta. Ha, eu am pus, mă, filmulețul ăla pe YouTube, pentru că mi se părea amuzant, pur și simplu amuzant. În fine, și apropo de influenceri, nu mi se pare așa mare șmecherie să fii influencer. Chiar am văzut zile trecute un articol, deci am râs ca prostul, mă. Niște prin America, asta cu influencerii, acolo e... Nu știu dacă e o politică de asta. Florin, colegul meu, are o platformă pentru influencer foarte deșteaptă și agenții și clienți, whatever. Se numește Mockup, uite, reclamă gratis pentru Florin. Așa. Dar fii atent, mă. Puneau ei acolo discuții din astea, mesaje între influencer și hoteluri, restaurante. Și scrie influencerul: hello, hello, yes, aș vrea să-ți propun o collaboration. Yes, yes, ce collaboration? Păi uite, eu sunt un influencer și dacă scriu de business-ul tău, o să-ți meargă ție bine în viață și în business. Și uite, m-am gândit să vin la tine să mâncăm gratis. Eu și iubitul meu sau iubita, și o să punem poze pe Instagram. Bă, și primeau niște miștori, și făceau aia ca toți dracii de ei. Unii, că au cerut cazare gratis și le-a răspuns ăla și nu le-a dat nimic și nimic. Acum, treaba asta cu influencerii, ca să revenim la o chestie totuși serioasă. Bă, influencer în lumea mea, mi se pare că e unul care pentru mine reprezintă un model și mă influențează, de aici probabil că și termenul influencer, să iau niște decizii în viață, da? Nu știu, poate să-mi cumpăr orice, să consum un bun, un serviciu, că e destul de mercantilă treaba asta. Bun. Eu am dat seama că în viața mea sunt niște nano-influenceri, adică am un prieten foarte bun care e foarte priceput la tehnologie. Păi dacă eu vreau să-mi schimb telefonul sau, nu știu, să cumpăr ceva tech în casă, bă, sunt pe el. Și bă, zic, zi-mi și mie, ce mai e acum, uite, am văzut asta, învață. Păi și ăla este influencerul meu, pentru că este atât de bun în domeniul lui, încât în universul meu nu există altul mai bun. Am un prieten foarte bun în marketing și business. Păi, Iulian, uite, am o idee. Cum se pare că se ar putea face chestia asta? Nu știu, dacă l-aș crede pe Iulian, dacă recomandă vreo rețetă de morcov prăjiți. Dar pe ce face el este exagerat de bun. Am alt prieten care e un pilot. Am mai mulți prieteni piloți la care învăț. Păi, sunt influencerii mei. Bun. Cum e influencerul? Și asta mi s-a părut foarte tare. Cum e influencerul pe Instagramul românesc. Însă, înainte de asta, aș vrea să vă spun și de melodia acestei zile. Stai așa, să o dau de la început. Câinele Aca Soldat cântă și se numește Și când plâng eu râd. Foarte frumoasă melodie și cu mult conținut. Să ascultăm. Și când plâng eu râd, și când plâng eu râd, mori stres. De viața mea mă bucur că sunt bucuros prea des, mai ales când glumele ce de fac, sigur mi le am înțeles. Ei, nu semeni nimic, nu mă întreba ce am cules. Ne plângem prea mult, suntem nemulțumiți prea des. Nu ne des, când geagea ne pune la un continuu test. Rezultatul
final niciodată nu-l contei. All together now. Și când plâng eu râd, oh, ai. 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 Deci, lași cu supărat, și când plâng eu râd. Vă recomand melodia asta, Câinele AK Soldat cântă. Așa, revenim la influencerii din Instagramul românesc. Bă, m-am prins de o chestie. Important este să fii exagerat de frumoasă. Au trecut deja 10 minute, termin repede. Deci, de curând am văzut și o fată. Băi, foarte, 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 foarte frumoasă. O fată exagerat de frumoasă. Care făcea niște poze. Și la un moment dat a făcut reclamă la niște grăunțe de la o pungă de grăunțe prăjite sau ce naiba acum, semințe, muguri, pin, sâmburi, ce dracu' ai fost acolo. Bă, și apare ea așa sportivă în parc. Hei, hei, sunt cu ghiozdanul și dimineața îmi iau acest nutreț de grăunțe prăjite, hei. Și după aia pune, bă, da, sportivă, gagica, adică, nu știu, nu, probabil că a fost ceva sportiv. Bă, pune punga aia de grăunțe așa pe balustradă, pac, și pune piciorul încolo și începe aia se arcuiască. Hei, grăunța mea preferată. Păi și mă gândeam la o chestie foarte importantă, apropo de influencer. Credibilitatea, mă, nene. Adică, noi știm că fata aia a luat bani, nu? Fata aia, în lumea mea, care e zona ei de experiență? Adică, și la ce se pricepe ea? Că e frumoasă, e foarte frumoasă, adevărat. Ce m-ar putea determina pe mine să fiu influenții, adică influențat de un influencer, să consum un bun sau serviciu? Asta e marea întrebare la care încă n-am răspuns. Florin, colegul meu, sigur se pricepe mai bine. Însă, eu nu vreau să fiu influencerul vostru decât pentru lucruri în care eu cred. Și eu cred că cel mai important e să fim deștepți. Vă pup, pa, pa, să mai ascultăm o dată Câinele AK Soldat și când plâng eu râd. Ia uzi! Eu râd, oh, ai, și când plâng eu râd, yeah, ai. A, și nu uitați, mi-aș dori foarte mult să pot să am feedback-ul vostru live, așa că acolo jos undeva, dați și voi like și subscribe, că mi-a zis un prieten că dacă am 1000 de followers pot să fac astea live. Vă pup!